Noi schimbări în poliția Olt. Șefii de poliție din două orașe și o comună au fost înlocuiți, informează reprezentanții IPJ Olt printr-un comunicat de presă. Astfel, poliția municipiului Caracal are un nou inspector șef și un inspector șef adjunct. Comisarul șef de poliție, Florescu Codruț George, cu o vechime de 18 ani în poliție, a fost împuternicit să exercite funcția de șef al poliției municipiului Caracal. Subcomisar de poliție Mârzacu Ionuț Damian, cu o vechime de 19 ani în poliție, a fost împuternicit să exercite funcția de adjunct al șefului poliției municipiului Caracal, apare în comunicatul poliției Olt. La poliția Caracal este a treia schimbare de la începutul anului. După cazul Gheorghe Dincă, a fost schimbat șeful de atunci, respectiv comisarul șef Nicolae Mirea. În locul său a venit comisarul șef Costel Ghimiș, care a cerut ieșirea la pensie începând cu data de 1 octombrie. De asemenea, schimbări au avut loc și la poliția din orașul Drăgănești Olt. Subcomisar de poliție Humă Daniel Cristian, a cărui vechime în poliție este de 17 ani, a fost împuternicit să exercite funcția de șef al poliției orașului Drăgănești Olt. Mai apare în comunicatul poliției. Și la poliția de Veselu au avut loc schimbări. Inspectorul principal de poliție Nicușor Țucmă revine pe funcția deținută anterior, respectiv șef al secției de poliție rurală de Veselu. Totodată, comisarul șef de poliție Adrian Gabriel Mladin, șeful biroului supravegheri judiciare, a fost împuternicit să exercite atribuțiile șefului serviciului de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.